Afacere de succes a unei familii din Iași clădite de la zero cu destule eforturi. Oamenii au investit 100.000 de euro într-o fermă de capre. Rasa pe care au ales-o este Zanen, recunoscută pentru productivitatea ridicată. Inițial au cumpărat 4 capre, iar acum au ajuns la un efectiv de 140 de animale. Cu timpul a evoluat și cererea de pe piață a clienților pentru achiziționarea produselor lactate. Sătul să lucreze în Italia pentru alți fermieri, Ionuț Popa a decis să devină propriul stăpân și a deschis o fermă în comuna Bălțați. Doream foarte mult să ne întoarcem în țară, deoarece acolo eram tot, ne simțeam străini și am vrut să începem aici o fermă de animale, să facem o activitate în domeniul agricol. Pentru început și-a cumpărat vaci, dar nu a stârnit interesul clienților cu lapte de bovine, așa că s-a reprofilat și a cumpărat capre Zanen. Caprele s-au adaptat foarte bine, iar producția de lapte zilnică de la o capră este de 2 litri. Am început cu 4 căprițe, le-am luat să testăm dacă ne plac, dacă produsele sunt ok. Acum am ajuns la... avem 140 de căprițe. Ea este Suzy, este vedeta fermii. Cea mai îndrăgită căpriță pe care copiii se joacă. E foarte blândă deoarece am crescut-o de mic. Mama i-a murit și am crescut-o noi cu biberonul. Și... la căprițele sunt albe și frumoase și îmi plac cheduții. Produsele lactate sunt ambalate, etichetate și trimise pe piața de desfacere. Cererea doboară de multe ori oferta, clienții dorind să cumpere cantități mai mari. Lactele de capre este cel mai căutat, deoarece conține foarte mult calciu și vitamine, întărește sistemul imunitar, este apropiat de laptele matern și ajută la vindecarea unor afecțiuni. Pentru a reuși să întrețină animalele, familia din Iași a achiziționat 80 de hectare de teren agricol, iar fermierii își propun ca în viitorul apropiat să extindă afacerea.